tu? Cum e la băieți? Sunt bine. Sunt bine, da. Și la hotel e ok? Și la hotel e foarte Kinga, bine. Ești fată de șapte, ți-ai adus Prada aici. Nu mă place acolo. Am întrebare, ofer flori femei? Nu, vreau să spun aceeași întrebare, să știi ca al... Mihai, cred. Unde ai avea tu prima întâlnire cu o femeie, nu contează cine, pentru prima dată, dacă nu ai fi în casa iubirii? La, eu mă simt foarte bine la teras. La restaurant, gen, la o cafea. Da. El adică o duce pe stadion noaptea unde nu vede nimeni. Mi-a zis și mie. Deși are fantezii, cred, în pantuneric, pe scaune, acum hai să rugăm. Păi nu, dar nu, fii atentă, să vezi, și mi-a zis mie astăzi că am rămas șocat, am zis că eu sunt nebun sau ea. Și eu l-am zis la un moment dat că el, dacă vede o fată pe stradă, inoportun, așa, nu contează care e relație, care e copil, care... Se ce la ea și zice, ce frumoasă ești, bine, ești îmbrăcat. Mamă, păi eu fug de ăștia, eu bat, îi dau și am primit și pe mine aici, la voi, un spate. Și i-am zis, zic, și dacă stuflește vreuna? E, cer șansa. De ce ai vrut să stai cu toate fetele? Am? Ai fost rușinos să fii doar cu mine sau? Te-ai emoționat? Nu, aparat, am zis să fiu mai altfel, nu? De ce să fiu ca Radu? Nu trebuie să fii ca nimeni. Asta zic eu. Și dacă el n-ar fi fost aici, tot așa ai fi ales? Nu da. Știu. Zic, cred că nu. Crezi că nu? Deci. Deci? Ți-a tras atenție vreo altă fată până acum? Vrei să mai cunoști altele? Păi vedem, depinde de tine. Vezi cum mă ții. Depinde de mine? Da. Eu nu știu, nu vreau să mă bag așa de repede pe ceva. Pentru că... sunt pic nesigură cu tine așa. Sigur. Știi de ce? Pe ce aș putea să fac aici, în casa iubirii? Dacă te-aș lua, te-aș lua definitiv, nu? Lăsați-i să aibă un moment așa. Mă las influența de... Mihai, expiră timpul! Nu așa. Nu te cu pasă. Atunci nu. Ok, atunci. Haide! Da. Merge. Îmi place. Vreau să mă mai pun o întrebare. Da, spune. Că aici s-a închis transmisia. A fost toate fetele mulțumite că am ieșit liderul la băieți? Eu te-am votat. Voi m-ați votat? Eu te-am votat, sincer, da, pentru că ești cel mai matur. Da, mulțumesc mult de tot atunci dacă m-ați votat. Eu m-am luat pentru că noi ne gândeam că o să iasă ori Corina, ori Bianca, știi, din casă, pentru că sunt cele mai mari. Mie mi se pare cel puțin pentru prima săptămână, cel mai matur, e cel mai capabil să ducă prima săptămână. Că pe parcurs după aia se schimbă chestia, e ceva normal că o să da, și divergența acolo de faptul că de ce ai și Robert? Nu, e și divergența numai cu eu și Bianca. Noi n-am avut nicio divergență, că a fost, păi da, a fost doar pentru noi, exact, și a fost și pentru acord. Ei, că da. Ele s-au certat pentru că părea că Bianca e falsă. Dar Bianca e falsă. Dori, te rog, nu mai spune. Bine, nu mai spun, că nu, dar asta e adevărul, am văzut ieri când ieși din emisiune. Dar bine, n-ar să vorbim despre Bianca acum, zic eu. Da. Și? Mai spunem ceva despre tine. Să? Să fie și noi la cină. Da, și mie. De aia te-am votat. M-am gândit că poate mă invit la cină. Nu știu dacă m-am voie să spun asta, dar, da, nu știu. Posibil. Da, dar ești o leoaică bine de tot. Adică? Adică îmi place. Ești o leoaică. Am înțeles. De la voi pe TV. Da, vădata, din când în când. Da, fenomen, nu ne vrea de la dar voi. Dar nu se auzea ce vorbea, cred că nu m-a chirat un pic. Plătite și odată ieri când era ceva certate. Păi foarte scurt. Cum ar veni? Nu vă uitați că e stricat televizorul. E stricat. Dar nu, ce, uite, cu 15 minute. Nu, dar 15 minute a zis, nu? Da, dar v-ați observat cum trece timpul aici. Ce? Tu, eu cred că am zis 15 minute. De asta că apare la fete. Da, da. Hai, serios. Haideți că mi-o pun. Bine, băieți, mulțumim de apă. Nu, ne mai vedem. Sper să mai avem ocazii date, poate. Da, și sper că nu v-am speriat de prima dată dinainte, ne cerem scuze. Or să ne cunoaștem. Dar noi nu ne supărăm și dacă vă place de careva, ok, dacă nu, pe pare rău. Sper mâine să fiu de cel vrei să învățăm să jucăm biliard. Sper mâine să fiu chemat de cel puțin două ori în camera roșie. Vedem, pa, mulțumim! Pa! Îți place parfumul meu? Sau mai simți? Mai miros? Da, mai. Ești foarte direct. Și ceva? Nu, sunt și eu, dar acum. Nu, suntem la fel. Tot să fim noi.
Ți-am zis că nu vreau. Deci, de exemplu, eu vreau să te cunosc mai bine, pentru că pe mine mă interesează foarte mult caracterul unui bărbat. Deci ce mă duc mai mult pe asta. Și chiar dacă am avut acum o... Simt și eu ceva. La tine. Da? Nu zic, gen, că mi-a plăcut și că... Mi-a plăcut și am simțit că avem conexiunea aia așa, din prima dată. Nu trebuie să mergem apa. Să știi că... Uala! Ei v-a supus să facă! Mamă, cum s-au pus, n-ați văzut? Era și ceva, era și o... Deci v-am lăsat în singure. Bravo, Mihai! Hai să mergem. Bine, dar tu cam auzi pe băieți. Pupi! Pupi! Pare tu cu... Hai, de mi-a părut bine. E din ăsta. Suntem super toate. Ceau la voi, ne vedem mâine. Cum am fost, da? Să aveți grijă de aia să nu vă supărați. Mâine la piscină. Ce? Ce? Nu cred. Pupă-l, 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 pupă-l. Pa! Cum a fost? Tu, drăguț, te vrânte așa. Tu, ce? N-ai fost să te înțeam. Tu toți îți drăguți. Da, chiar și Flavius. Tu, Flavius, cum faci? Și ce? Cristian, adică, dacă e Cristian... Cristian, da. Tu toți îți dai treabă, să știi. Mulțumesc, Robert. Era... Jur, deci chiar îți mulțumesc. Era acolo lângă știi ce simt acum? Lângă cine? Știi ce simt acum? Vreau să te îmbrățișez, cum mă interesează. Și? Mulțumesc. Cu drag. Chiar mă gândeam dacă vei fi recunoscător de... Jur, deci... Bravo. Mulțumesc din suflet. Ești mai încrezător acum? Bravo. Da. Ți-a plăcut? Bravo. Bun. Sunt așa. Nu mi-a plăcut Mihai. Nu să pui tu mâna pe frunt, să te pui peste el și chestii. Nu mi-a plăcut. N-ai cum, n-ai cum. Uite mie, nu? Voi știți când... Uite, de Radu mi-a plăcut Radu tot. Deci dar Radu tu știi că eu când am fost în casa băieților, am dansat cu el. Și chiar am făcut o impresie bună. Mihai. Da, Mihai. Și acum când l-am văzut, era... Mi-a schimbat impresia. Te adică, ceri de Radu că ai auzit vocea acum pe șicum râde? În prima fază, eu am dansat cu el așa, stilul ăla mai latino, așa. Dar era și dansul de așa natură. Și acum am dat seama, mai el cred că a vrut și de mine să se apropie mai așa. Dar eu pe moment nu mi-am dat seama, că era piesa de așa natură, încât să fie mai apropiat. Eu l-am văzut că el era așa mai... Și am zis, mă, cred că e de la dans. Și acum, când am văzut... Mihai nu mi-a plăcut, dar nu e nici cel mai frumos bărbat. Cel mai frumos oricum nu-l văzuse. Exact. Mi se părea mai... Nici urât, pe genul meu nu e, nu-mi place. Asta Mihai, dar comportamentul e zero, nu mi-a plăcut deloc. Îmi place cum se simte între noi doi, dar nu-mi place că n-am avut o relație de așa de mult timp și... Că e aici, și nu crezi că e suficient de capabil să facă o relație serioasă sau... Sau la ce te gândești acum? Cum să spun? Păi tu, Vardar... Nu am fost niciodată îndrăgostit și... Poate nu am avut de cine. E prea... Și mai ales când am venit aici, nu am zis... Ah, hai, da, să ne cunoaștem noi doi, că avem 15 minute la dispoziție, ci hai să stăm toți la masă. Toți. Uh-huh. Adică vrei să mă cunoști sau vrei, pa, gata, știi? Nu știu. Eu zic să aștept. Eu m-am bucurat că a venit și că s-o simțit așa de bine, dar eu nu... Mie mi se pare că se pripește. Ce te deranja la Mihai? Că nici eu mie nu mi-a plăcut de el. Ce te deranja la Mihai? Mă, să pripește prea tare. Pe asta ziceam și noi. Te-a apucat de fund, fată, de două ori. Te-am zis, mai da, și nu numai asta. Te-a pupat? Te-ai pupat cu el? A vrut. Te-ai pupat cu el? Gen, a vrut, nu m-am pupat cu el. Pentru că nu vreau ca primul sărut să fie gen, wow, nici nu te cunosc. În primul rând, țin foarte tare cont de personalitatea unui om. Eu zic, măi frate, dacă chiar... Vrei să mă ții de fund? Stai un pic să te cunosc, nu? Adică, nu te băga așa de tare. De ce te bagi așa de tare? Dacă tu te bagi așa de tare pe mine mă sperii. Am destul de experiențe în viața asta să văd că ăia care te văd, te vreau, te vor așa de repede, Iolanda, exact așa de repede le trece. Că ai suficientă experiență încât să-ți dai seama că nu-i pentru tine. Adică... Da, clar. Da. De ce? Că nu vă place de el? De ce? Nu, mie mi se pare mult prea imatur pentru personalitatea ta. Nu mă așteptam. Mulțumesc de ocazia asta, Robert. Mi-ai deschis niște... Nu ai pentru ce. Am făcut asta că strict, crede-mă, că
A țipat Radu că vrea gen și îl trimiteam, dar dacă ar fi de ceva, te-aș fi numit primul care să te duci. Dar auzi, dar eu am zis, eu nu pot să, eu n-aș putea să o judec pe ea, știi de ce? Eu pentru că, în primul rând, eu plăcut de el, un pic eu plăcut de el. Și îți dai seama, măi, da, măi, dar vine un băiat, nu, îți pune mâna, poate ce... Tu... Ai, tu nu plângi acum, tu... Dar zic, eu veni, eu pus mâna într-adevăr, poate ea nu a fost pe fază că s-o gândi că stai că ăsta care mie cât de cât îmi place. Nu, eu cred că nu se aștepta ea să facă el gestul ăsta, știi? Da, poate că i-a plăcut și după aia a dezamăgit. Asta era, că tu nu te așteptai? Nu mă simt doar din partea lui așa puțină, dar că te știi din partea voastră puțin. De ce am văzut așa din partea ei că, mă, nu-i chiar așa cum am gândit-o eu, știi, m-am... Wow, adică știi ceva? Da, în fin. E bine că îți capeți încrederea în tine. Recapeți încrederea. Da, asta ți-am zis și ieri. Nu trebuie să descurajezi. Ștefania cu Cristian la date. La date. În camera roșie. Așa cred eu, nu știu. Pentru că eu m-am legat de vârsta lui, că... No, fratele meu, cum are 21 de ani, mi-ar fi fost greu să mă apropii. Merge! Oh, timp. Și eu. Cât e? Tu iubiți, mare ceasă. Auză, mă gândesc dacă ele... Ne vedem și mie în casă. Da, draga mea. Vrei să vorbim puțin? Da, hai. Așa zici? Așa arată? Deja relație? Nu, dar arată ca și cum... Știi la ce mă refer? E ok. Da. Mă, nu pot. Știați că această emisiune are și reguli? Deja se știa. Deja se știa. Tocmai de aceea mă văd nevoită să te pedepsesc. Acum, aici. Fără avertisment, fără nimic. De ce? A intrat într-o bulă de fericire și... Și ce a zis? Pentru că nu au respectat regula. Nu vor mai avea voie să vină aici, în casă, la voi.